Salutare tuturor și bine ați revenit la Școala de Cripto! Astăzi vom vorbi despre câteva știri destul de importante din lumea cripto care au apărut în ultimele 24 de ore, iar prima ar fi acest articol în care putem vedea 5 dintre milionarii, de fapt în acest caz miliardarii din lumea cripto. Primul ar fi Sam Bankman-Fried, acesta este CEO-ul, fondatorul și fondatorul de la FTX. Practic FTX este un exchange, unul dintre cele mai populare și folosite exchange-uri din lume în acest moment. Dacă ne ducem, de exemplu, pe CoinMarketCap și dăm aici la exchanges, putem vedea, de exemplu, FTX pe al treilea loc, da, pentru care un exchange score destul de mare, în acest caz 8.3. Nu este neapărat, nu are cel mai mare volum, da, neapărat. Dacă vom da aici, de exemplu, pe volum, putem vedea că, de exemplu, avem și alte criptomonede, exchange-uri care au un volum mai mare, da, dar nu au un scor de exchange atât de bun, da, acest scor se bazează, din câte putem vedea, pe mai multe variabile, da, cum ar fi, de exemplu, traficul care vine pe acel exchange, da, câți vizitatori are pe zi, lichiditate, volum și mai mulți parametri, mai multe variabile, da. În acest caz, pe baza exchange score-ului, FTX este pe locul al treilea și nu are deloc un volum de tranzacționare de neglijat, 1,8, aproape 1,9 miliarde de dolari doar în ultimele 24 de ore, da? Deci un exchange destul de popular. Acesta are o avere estimată în acest moment undeva la 26,5 miliarde, da? Deci nu milioane, miliarde de dolari și este în acest moment cel mai bogat om din cripto, chiar dacă mulți ar fi fost tentat să creadă că, de exemplu, Vitalik Buterin este cel mai bogat om din cripto. Nu este nici pe departe, mai sunt mulți care sunt mai bogați, au avere mai mare în cripto decât Vitalik Buterin și Vitalik este miliardar, are undeva la un miliard și ceva valoare, de fapt averea estimată, să spunem așa. În schimb, Sam Bankman-Fried este cel mai bogat din această lume, lumea cripto, 26,5 miliarde de dolari. Da? Apoi mai avem frații Winklevoss, okay, Tyler și Cameron. Aceștia au fost destul de popularizați, să spunem așa, destul de populari prin presă prin 2010-2012, când a fost treaba cu procesul intentat contra Facebook prin acei ani, prin 2010. Toți banii pe care au câștigat, sau mare parte din banii pe care au câștigat atunci, i-au băgat în cripto și acum sunt printre cei mai bogați oameni din lume, din lumea cripto. Fiecare au o avere estimată, adică și Tyler și Cameron au ambii o avere estimată individual de circa 5 miliarde, da? 5 miliarde fiecare, 5 miliarde de dolari, deci în total undeva la 10 miliarde de dolari amândoi. Apoi avem Barry Silbert fiind CEO-ul de la Digital Currency Group. Practic, în acest moment averea sa estimată este de undeva la 1,6 miliarde de dolari. Acesta, după cum am spus, este CEO la Digital Currency Group. Aceasta este o companie mamă, cum ar veni, și practic adăpostește mai multe companii și gestionează și diferite fonduri de investiții, de exemplu fondul de investiții Grayscale, da? Unul dintre cele mai cunoscute în acest moment. Mai au și, de exemplu, platforma CoinDesk, da? După cum puteți vedea, în 2016 au cumpărat CoinDesk, dar și alte companii destul de importante care au treabă cu lumea aceasta a criptomonedelor. Mai avem și blockchain-ului, mai avem Brian Armstrong. Armstrong este practic fondatorul Coinbase, da, una dintre cele mai, de fapt după Binance, să zice că e cam cea mai cunoscută și cea mai populară platformă de tranzacționare de criptomonede din lume la acest moment, pentru că dacă mergem aici putem vedea Coinbase Exchange pe locul 2 ca și exchange score și cu un volum de tranzacționare destul de mare, 3,6 miliarde de dolari în ultimele 24 de ore. Nu se compară, desigur, cu Binance, cu un volum de 16 milioane, pardon, miliarde de dolari în ultimele 24 de ore și cu un exchange score de 9.9. Dar oricum este un exchange destul, de fapt foarte, foarte extrem de popular și de
Și desigur, aș spune eu că au și versiunea asta de Coinbase normal și mai au și versiunea de Coinbase Pro pentru cei care vor să tranzacționeze. Bun, deci valoarea sa, averea sa estimată este undeva de 10,4 miliarde de dolari pentru anul 2022 ianuarie, da? Asta a fost estimată de către cei de la Forbes. Ok. Apoi mai avem, cred că ăsta e ultimul, da, Michael Saylor, foarte, foarte popular și acesta, de fapt acesta este chiar foarte popular față de Brian Armstrong sau Barry Silbert sau ai frate aceștia. Michael Saylor este foarte popular în domeniul acesta criptomonedelor și are în acest moment, averea sa este, averea estimată este undeva la 2,2 miliarde de dolari, da? Acesta a investit prin compania sa de software MicroStrategy deja destul, acum de fapt câțiva ani, când prețul încă era destul de jos și oricum pe parcurs a mai acumulat, da? Doar, de exemplu, în decembrie anul trecut, acum 2021, cumpărase gen undeva la Bitcoin valoare de undeva la 100 de milioane de dolari sau ceva de genul, da? Deci foarte interesant și acumulează în continuare, deci, da, foarte bullish. Bun. Acum a doua știre este legată de criptomoneda, de fapt de tokenul Dogecoin. Practic, au fost câteva milioane, de fapt 15 milioane de dolari, care s-au plimbat de la unele la altele, la alte portofele anonime, wallet-uri anonime. Da? Deci au fost câteva balene care au făcut un pic de schimb de de Dogecoin, da? Și asta m-a creat această știre. Totuși nu este o știre bullish, aș spune eu. 15 milioane nu e nimic în comparație cu capitalizarea de piață pe care o are Dogecoin în acest moment de 22,7 miliarde mai aici, da, miliarde de dolari. Oricum, eu n-aș investi niciodată într-o criptomonedă de genul, doar în, dacă aș avea, nu știu, ceva ponturi de la Insider și, nu știu, de la Elon Musk, dacă ar spune acesta că mâine va da, dacă îmi va spune că mâine va da un tweet pozitiv despre Dogecoin, atunci da, aș cumpăra și aș mai face, nu știu, 20%, 10% în plus într-o perioadă de 24 de ore sau ceva de genul, dar în rest nu aș cumpăra niciodată așa ceva. Este un token din categoria de cripto, meme coin și da, nu mă interesează criptomonedele sau tokenurile din această categorie. Am inclus acest token și în video 10 criptomonede de evitat în 2022. Vă invit să vedeți și acest video dacă vă interesează. Anumite criptomonede care ar putea să vă stoarcă de bani, cum am pus și aici în acest thumbnail. Da, așadar o știre oarecum interesantă, dar care nu afectează prea mult piața sau capitalizarea. 25, 15 miliarde, 15 milioane, pardon, sunt extraordinar de puțin. Dacă era vorba de 15 miliarde, atunci da. Da, 15 milioane sunt gen aici, da? 15, până în partea asta. Apoi avem sute de milioane, miliarde, zeci de miliarde și așa mai departe. Deci nu e nici măcar, nu știu, 10%, da? Nici măcar 10% nu e din capitalizare de piață. Bun. Acum să trecem un pic mai departe și să vedem încă o știre interesantă. Bitcoin la bancă, practic câteva bănci destul de importante din Australia și Spania oferă acum clienților proprii posibilitatea de a vinde, de a cumpăra și de a stoca Bitcoin în aplicația bancară, aplicația de banking a acestor bănci. De exemplu, avem Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, da? Deci o societate pe acțiuni listată la bursă. Și aceasta este a doua, cea mai mare bancă din Spania, cum ar veni, care are operațiuni cu
fac afaceri cu cei din America Latina și Turcia și permit clienților să posede, să dețină, să vândă și să cumpere Bitcoin printr-un cont digital. Apoi mai avem din Australia, de exemplu, cea mai mare bancă din Australia, Commonwealth Bank of Australia, au lansat și aceștia un program similar prin care oferă servicii ca și cei de la banca aceasta Bilbao, Vizcaya Argentaria, da, deci tot așa de deținere, de cumpărare și de vânzare de Bitcoin. Bun. În afară de asta mai avem ultima știre destul de importantă, o platformă de DeFi pe nume OnDeFi vrea să cumpere, de fapt a cumpărat Bitbuy. Bitbuy este un exchange canadian unde se pot tranzacționa criptomonede pentru, deci a fost cumpărată această platformă de tranzacționare pentru 162 de milioane de dolari în cash, da, în numerar și în acțiuni. Acțiuni la compania OnDeFi Technologies Inc., da, deci la corporația OnDeFi Technologies. După cum putem vedea aici, ne spun cam cum a fost, cum va fi finalizat, concluzionat cumpărarea acestui exchange, 70 de milioane 70 de milioane de share-uri de la OnDeFi și 20 de milioane, adică de fapt în acest caz 20 de milioane de dolari canadieni, deci undeva la 15-16 milioane de dolari americani vor fi dați deja din prima, iar apoi sunt incluși și undeva la 23 de milioane de dolari care vor fi dați, mă rog, tranzacția finalizată în 12 luni și acest deal, această afacere se așteaptă să se concluzioneze în primul trimestru. Deci ianuarie, februarie, martie, gen. Ok, da. Foarte interesantă. Aceasta este și o companie care are la bază investitor și advisor pe Kevin O'Leary, o persoană destul de importantă din domeniul finanțelor, investițiilor și așa mai departe. Puteți căuta cine e. Aceștia mai au și strategic advisor pe Sam Bankman-Fried, despre care am vorbit mai înainte, da, CEO-ul de la FTX și cel mai bogat om din cripto în acest moment, cu o avere estimată la 26,8, 26,8 parcă am zis, da, 26,8, nu, 26,5 miliarde de dolari. Cam acestea au fost cele patru știri pentru ziua de azi, vedem mâine dacă apar mai multe știri și mai interesante. Și cam atât, până data viitoare, la revedere!